seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O rachetă rusească dobărâtă de ucraineni a căzut în nordul Republicii Moldova, în localitatea Naslavcea. Geamurile și acoperișurile mai multor locuințe din apropiere au fost distruse. Victime nu sunt. Потом вижу, что-то гудит. Думали, что самолет летит какой-то. Ракета. În urma acestui incident, un diplomat de la ambasada Rusiei la Chișinău a fost expulzat, iar ambasadorul rus a fost convocat la Ministerul de Externe. Fostul președinte al Parlamentului, Zinaida Grecean, i-a fost pusă sub învinuire dosarul Sacoșa Neagră, în care este vizat și Igor Dodon. Trei elevi ai unei școli din Merenea, Nini Noi, au ajuns la spital după ce tavanul sării de clasă în care se aflau s-a surpat. Erau în stare de șoc, doi copii în stare medie, un copil sau era în stare de șoc sau a primit traumatisme mai grave. O rachetă rusească dobărâtă de sistemul antiaerian al Ucrainei a căzut în satul Naslavcea din nordul Republicii Moldova, situat la graniță cu țara vecină. Din fericire, victime nu sunt. Imediat, accesul în localitate a fost interzisă, iar o echipă de geniști a inspectat teritoriul. Totodată, rușii au atacat în această dimineață cu drone barajul Dnestrovsk, aflat la aproximativ 10 km de barajul Naslavcea, care nu a fost afectat. Momentul în care racheta doborâtă de ucraineni ajunge la sol în localitatea Naslavcea a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Din imaginile postate de Nord News se vede cum la un moment dat se produce o explozie, iar un nor dens de fum se ridică în aer. Incidentul a avut loc în această dimineață, anunță Ministerul de Interne, care precizează că au fost luate toate măsurile de protecție în acest sens. În prezent nu sunt înregistrate victime, dar ferestrele mai multor locuințe din Naslavcea au fost distruse, spun responsabilii de la MAI, care au publicat mai multe imagini de acolo. Totodată, aceștia fac referire la autoritățile ucrainene care au informat despre un atac cu drone asupra barajului Dnestrovsk 1 de pe teritoriul Ucrainei, care este la o distanță de 10 km de barajul Naslavcea. Autoritățile ucrainene anunță că nu există pericol de inundații. Zona în care a căzut racheta a fost încercuită de mai multe echipe ale MAI, iar un grup de geniști ai Armatei Naționale a mers la fața locului pentru a cerceta terenul. Responsabilii de la Kiev afirmă că Federația Rusă a folosit spațiul aerian al Moldovei pentru a ataca Ucraina. Aceste rachete poletele с южного направления через воздушное пространство суверенной Молдовы. Это факт. Пролетев туда, атакуя юго-западные области Украины, критическую инфраструктуру, там одна из этих ракет была сбита, и обломки упали, по данным уже в СМИ, которые есть, упали на территории Молдовы. Potrivit Ministerului Apărării, sistemele de supraveghere aeriene ale Armatei Naționale nu au detectat zboruri ilegale în spațiu aerian al Republicii Moldova. În ceea ce privește fragmentele rachetei dobărâte, acestea nu au fost depistate de stațiile de radiolocație din cauza dimensiunilor mici. O echipă de geniști Armate Naționale s-a deplasat la fața locului pentru a inspecta terenul. Deocamdată, autoritățile nu spun clar de unde au fost lansate rachetele și care a fost traiectoria acestora. La începutul acestei luni, trei rachete rusești lansate de pe navele militare ruse amplasate în Marea Neagră au survolat teritoriul Republicii Moldova. Președintele Maia Sandu a declarat că acțiunile Kremlinului au încălcat neutralitatea țării noastre și a cerut repetat Federației Ruse să se abțină de la astfel de acțiuni. Suflul exploziei produs de racheta căzută la Naslavcea a făcut țender geamurile mai multor locuințe, iar acoperișurile au fost distruse. Oamenii ne-au povestit că au auzit mai multe deflagrații și sunt îngroziți de cele întâmplate. Localnicii se tem că dacă barajul Dnestrovsk ar fi afectat, localitatea lor ar putea fi inundată. Потом вижу, что-то гудит. Думали, что самолет летит какой-то. Ракета, еще сосед был тут. Говорит, бежите, куда бежать? Два или три грома было где-то далеко. Потом что-то сначала шуметь, гудеть и все. И там сорвалось. И пошла волна, вот дым или вода, не знаю что-то. Вот крышу сорвало и всю веранду разбило. Сарай, окна, двери. Stăpânindu-și cu greu lacrimile, această femeie spune că s-a speriat când a auzit bubuiturile. De ce? De ce? Să susții tot?
все страшно было. Все поховалося и все порозбігалось. Explozia a zguduit localitatea, iar geamurile mai multor locuințe și acoperișurile au fost distruse. Было слышно, что прогремели где-то рядом прогремели взрывы. И буквально спустя минут 40, где-то час, соседи нашли номер телефона, перезвонили и подсказали, что тут, где проживает моя мама, посносила взрывной волной, не знаю, скорее всего, взрывной волной посносила черепицу с кровли. Bărbatul susține că era la muncă atunci când s-a întâmplat totul, dar a venit acasă și s-a apucat să repare acoperișul distrus. Надо что-то восстанавливать по той причине, что не сегодня, завтра хлябнет дождь, пойдет снег, а там еще потолок, чтобы не упал потолок, надо что делать. Șocați de acest incident, oamenii spun că cea mai mare frică este să nu se mai repete și să nu fie afectat barajul Наславча. Слов нет просто. Для вас шок это? Шок, конечно, шок. Особенно близко тут работают люди. Вы испытываете какой-то страх, что мы можем тоже пострадать и что война дошла до нас? Никто не застрахован, конечно. Все может быть. Главное, чтобы дамба была еще там, где-то села, потому что это вообще катастрофа. Слава Богу, что плотина не взорвалась. Бо у нас це ж, там таке було на тій плотині, бачила, ну, Ністровське, там, яке озеро там, велике, води стільки. Там не секундне діло, нас би змило десь аж до 40 далі. Дуже страх, і ті, що я чую, що реактори, там є і атомні реактори. І щоб це була катастрофа. Din fericire, în urma incidentului, nicio persoană nu a fost rănită. În urma acestui incident, un diplomat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău a fost declarat persoană non grată și expulzat din Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe de la noi, care l-a convocat pe ambasadorul rus. Ministerul de Externe de la Moscova spune că va urma un răspuns. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează că a decis declararea drept persoană non grata pe teritoriul țării noastre a unui reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, acesta fiind obligat să părăsească teritoriul țării noastre. Informația a fost comunicată părții ruse în această amiază după ce ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vasnețov, a fost convocat la Ministerul de Externe. Se întâmplă după ce azi dimineață o rachetă rusească doborâtă de sistemul antiaerian ucrainean a căzut în nordul țării. Mai ieri a reiterat faptul că atacurile cu rachete asupra țării vecine escaladează în continuare riscurile de securitate, iar cetățenii țării noastre resimt tot mai mult efectele dezastruoase ale războiului. A fost subliniat și faptul că atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene generează inclusiv amenințări tot mai mari pentru securitatea energetică a țării. Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a reacționat la anunțul autorităților de la noi, spunând că va răspunde expulzării unui diplomat rus din Republica Moldova, scrie TAS. La începutul acestei luni, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău a fost convocat de Ministerul de Externe de la noi pentru a oferi explicații în legătură cu cele trei rachete care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Continuăm cu alte știri. În plină criză energetică, într-o localitate din Orhei, iluminatul stradal este conectat chiar și ziua. Ora 8 dimineața, duminică. A, uitați-vă, băieți, economie țară. Arde fără niciun stres. Ia uitați-vă. Iar în capitală, primarul anunță că iluminatul stradal nu va mai fi deconectat seara. De ce și ce reacție a provocat decizia, aflați în jurnal. Elevii clasei 1 de la școala primară din Merenea, Neni Noi, au trecut printr-o sperietură zdravănă. Tavanul sălii de clasă în care se aflau s-a surpat în timpul orelor. Trei copii au fost răniți și transportați la spital, iar ceilalți au fost evacuați. Profesorii și directoarea au refuzat să facă declarații. Școala va fi închisă pentru cel puțin o săptămână, timp în care o comisie specială va investiga incidentul. La amiază, în timp ce elevii clase 1 se aflau în bănci, la ore, peste ei s-a surpat tavanul. Bucăți mari de tencuială s-au prăbușit peste copii. Cel mai mult au avut de suferit cei din primele bănci. Trei copii au ajuns la spitalul din Aneni Noi. Deci copiii erau în stare de șoc, doi copii în stare medie, un copil sau era în stare de șoc sau a primit traumatisme mai grave. Având o intuiție foarte bună a doamnei care conduce această clasă, ei a auzit sunete caracteristice, a crezut că este cu tremur de pământ și au organizat evacuarea copiilor. La fața locului au venit pompierii și poliția. Directorul adjunct al instituției nu ne-a permis să intrăm în școală. Eu vă rog foarte mult, ați coborât, pentru că acum la moment etajul 2 este blocat. Vă rog frumos să îndepliniți. Eu vă rog frumos să îndepliniți. Nu vă dau nicio explicație până când nu cobor la etajul 1. La moment se examinează cazul cu date suplimentare, revenim ulterior.
Ați fost acolo, ați văzut cât de grav este? Nu este așa de grav, o porțiune în tavan. Nu este vorba de tavanul în întregime. Au fost copii răni? Nu, dar nu trebuie explicați. Imediat la fața locului, conform apelului la 112, au intervenit 3 echipe de pompieri care au asistat la evacuarea copiilor și la bunurilor materiale. În total au fost evacuate aproape 300 de persoane, printre care elevii claselor primare, dar și copiii de grădiniță care învață în același bloc. Eram la bucătărie, punem masă și nu știu nimic. Nu știu, ia ca care au fost. Sunteți bucătăreasă aici? Nu, se asistent de educator și punem pregăte masă. Dar nu știți, sunt copii răniți? Nu știu nimic. Au venit vreo ambulanță, ceva? A fost o ambulanță și atât. Ați văzut ceva? Dar sunt copii răniți? Nu. În curtea școlii s-au adunat mai mulți părinți șocați de cele întâmplate. Absolut nimic nu cunoaștem. Am luat copii și doar atât. Absolut nimic nu cunoaștem. Copii învață aici? Învață aici. Spus că de sarus nenuță. Copii sunt învieță, nu sunt învieță, nu știu. După incident, școala primară din Mereni va fi închisă pentru o săptămână, iar elevii vor învăța online. În tot acest timp, mai multe comisii, inclusiv una formată de Agenția de Supraveghere Tehnică, vor efectua investigații pentru a stabili cauza prăbușirii tavanului. Ulterior, se va lua o decizie dacă instituția își va relua activitatea sau nu. Directoarea școlii ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale după incident și nu am reușit să discutăm pentru un comentariu. Instituția a fost construită în anul 1964, iar în 2014 a fost reparată. Accident grav la Hâncești. Un bărbat a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un microbuz, șoferul căruia a făcut o depășire neregulamentară. S-a stabilit că pe traseul Leușenșină, în apropiere de satul Petroșeni, raionul Hâncești, un automobil de model Mercedes Sprinter, condus de un tânăr de 22 de ani din raionul Nisporin, deplasându-se spre direcția orașului Chișinău, a efectuat o depășire neregulamentară și a tamponat un automobil de model VAS, condus de un bărbat de 69 de ani din raionul Hâncești. În urma impactului, șoferul de 69 de ani a murit pe loc. În urma testării alcooscopice s-a stabilit că tânărul de 22 de ani nu se afla în stare de ebrietate. Poliția a inițiat o anchetă. Zinaida Grăcean i-a fost pusă sub învinuire în dosarul finanțării ilegale a Partidului Socialiștilor, în care este vizat și fostul președinte Igor Dodon. Deputatului Blocului Comuniștilor și Socialiștilor este învinuită, printre altele, de falsificarea rapoartelor privind finanțarea PSRM și acceptarea banilor din partea organizației criminale conduse de Vlad Plahotniuc. Zinaida Grăcean nu a venit cu o reacție deocamdată, iar responsabilii de la PSRM au negat acuzațiile. Doamna Greceană are calitate de învinuit pe dosarul din care a fost disjuns cauza de inculparea lui Dodon Igor. Ordonanța de punere sub învinuire a anumitei este din data de 18 octombrie 2022. Dar ridicarea imunității nu trebuie? Cu privire la chestiunea respectivă, legea privind statutul deputatului prevede expres că și Constituția Republicii Moldova prevede expres că ridicarea imunității se realizează doar la reținere, percheziție, arest și trimitere în judecată. La punerea sub învinuire nu este necesară ridicarea imunității parlamentarului. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Zinaide Greceană îi se aduc mai multe acuzații, printre care falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidului politic în intenția de a ascunde identitatea donatorilor și acceptarea finanțării partidului politic din partea organizației criminale conduse de Plahotniuc. Nu am reușit să o găsim pe Greceană pentru o reacție, iar Partidul Socialiștilor a acuzat guvernarea de atac asupra formațiunii și a reprezentanților acesteia. Cei de la PAS nu a reacționat la acuzații. În paralel, astăzi, Curtea Supremă de Justiție a respins pentru a patra oară cererea avocaților de recuzare a judecătorilor care examinează dosarul Sacoșa Neagră și s-a decis că prima ședință de judecată va avea loc pe data de 11 noiembrie. Iar Maliuc spune că urmează să aducă în fața judecătorilor peste 30 de probe prin care se confirmă învinuirile aduse lui Dodon. Astăzi am reușit să epuizăm ședința preliminară, adică din partea apărării tuturor toate aceste cereri, dacă să luăm 5, 6, 8, 10, 10 chestiuni, 10 cereri care au fost înaintate de partea apărării, prin care în viziunea mea s-a încercat cumva tergiversarea ședinței preliminare.
La începutul acestei luni, dosarul numit Sacoșa Neagră a fost expediat în judecată. Procurorii susțin că fostul președinte ar fi primit până la $1 milion de la Vlad Plahotniuc pentru a promova interesele Partidului Democrat. Potrivit oamenilor legii, Dodon trebuia să negocieze cu persoane influente de la Moscova, astfel încât Plahotniuc să scape de dosarele penale pe numele său din Rusia. Fostul șef de stat spune că dosarul este politic, iar imaginele în care apare alături de Plahotniuc și Aralov, publicate în presă acum 3 ani, sunt trucate. Igor Dodon se află în arest la domiciliu după ce pe 24 mai a fost reținut pentru 72 de ore. Fostul președinte este bănuit de corupere pasivă, trădare de patrie și acceptarea finanțării partidului politic de către organizație criminală. Iluminatul stradal nu va mai fi deconectat seara în capitală. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care afirmă că renunță la această practică, așa cum economiile făcute sunt nesemnificative. În replică, Andrei Spânu a declarat că prin decizia sa, Ceban își trădează țara. Este întuneric, ceea ce am văzut cu toți în aceste zile, este nesigur atât pentru pietoni cât și pentru șoferi. Nu putem în Chișinău lăsa copiii să meargă prin beznă, pentru că tot felul de specialiști de pe Facebook ne îndeamnă la solidaritate și să stingem becurile, lumina și tot așa mai departe. Ion Ceban anunță că în Chișinău nu va mai fi stinsă lumina seara așa cum s-a făcut în ultimele 5 zile, deoarece astfel municipalitatea economisește doar 15.000 de lei pe zi, ceea ce reprezintă o sumă nesemnificativă. Totodată acesta a venit cu acuzații la adresa guvernării. Deci, mergeai pe drum în Moldova, am foarte multe fotografii, am video în care oamenii se întorc la ora 6, 6:30, acolo unde este iluminat, este iluminat. Ajungi în Chișinău și aici beznă pentru că așa a vrut dominatorul sau dominatorii din pas. Gata, băieți. Și fete, deci, stimați nacealnici dominatori, toți la oaltă de acolo de sus care nu ieșiți din fotoliile moi și nici din birourile voastre în Chișinău, nu avem nevoie să economisim 15.000 lei pe zi într-o capitală cu circa 1 milion de locuitori. În replică, vicepremierul Andrei Spânu l-a numit pe Ion Ceban trădător de țară. Tot astăzi, la scurt timp, și primarul de la Hâncești a anunțat că iluminatul stradal va fi conectat în regim normal. În paralel, pe rețelele de socializare au apărut imagini în care se vede cum în comuna Chiperceni din raionul Orhei arde iluminatul stradal chiar și ziua. Ora 8 dimineața, duminică. A, uitați-vă, băieți, economie, țară, arde fără niciun stres, ia uitați-vă. Decizia de a deconecta iluminatul public în capitală cu o oră mai devreme, adică la ora 6 dimineața, și a conecta cu o oră mai târziu, adică la ora 20, a fost luată săptămâna trecută de Comisia Municipală pentru Situații Excepționale. Este important să economisim, în special în orele de vârf, când în cazul unui deficit cumpărăm energie electrică prin contractele de avariere, iar asta înseamnă energie electrică mai scumpă, cu circa 6 lei. Experții recomandă cetățenilor și autorităților să reducă consumul de curent electric pentru a evita majorarea tarifului sau chiar deconectările. Trebuie să economisăm energie electrică și în mod special să o economisim în perioada de dimineață și seara în orele de vârf. Asta e exact cum în transport public. Dacă mergi la amiază, trolebusul gol, dacă mergi la orele 7-8, atunci nu încape lumea și nu ai cum răsufla. Deci așa și cu energie electrică. Veaceslav Ioniță susține că cea mai ieftină energie electrică țara noastră o cumpără de la centrala de la Cuciurgan, prețul fiind de 1 leu și 22 de bani pentru 1 kWh, pentru că nu este suficient. Însă, având în vedere că s-au redus volumele de gaz și că nu mai avem energie din Ucraina, Moldova mai cumpără și din România la un preț plafonat de 1 leu și 76 de bani. Totodată, energia produsă de centralele termice din țara noastră costă 4 lei și 33 de bani pentru 1 kWh, iar cea pe care o luăm de urgență de pe piața europeană poate ajunge și până la 7 lei pentru 1 kWh. Dimineața, când oamenii se trezesc, seara când vin acasă și pornesc toate echipamentele, electrice la noi, consumul de energie crește brusc și energia pe care o consumăm în orele de vârf, ea, nu, fiindcă nu avem contracte pentru ea pentru toate orele de vârf, suntem nevoiți să cumpărăm așa numită energie de avare și ea costă până la 7 lei kilowatt. De ce orice consum de energie electrică, în general,
mari, ne va duce că va trebui să majorăm tariful. Expertul spune că săptămâna trecută, în orele de vârf, cetățenii au redus consumul cu peste 6%, ceea ce ar însemna o economie la bugetul de stat de peste 200 de mii de euro. Directorul Mold Electrica afirmă că săptămâna trecută Republica Moldova a cumpărat circa 8% din necesarul de energie electrică de pe piața europeană. Este foarte și foarte și foarte important noi să economisim energie. Pentru că atunci când o economisesc sau nu există energie mai ieftină decât energie economisită. În zilele de odihnă noi am luat comercial 100%. Pentru ziua de astăzi, dacă nu greșesc, a fost de asemenea 100% comercial. Pentru ziua de mâine încă nu am graficul îndemână să vă spun cât este, dar este ceva deficit o să fie. Criza în sistemul electroenergetic al țării a început acum o săptămână, când cel mai mare distribuitor de energie din țară a anunțat despre un deficit de energie în rețea, făcând apel către consumatori să economisească, altfel sunt posibile deconectări. Tot atunci, liderul separatist de la Tiraspol a anunțat că din cauza lipsei gazului, centrala de la Cuciurgan va reduce livrările de curent către malul drept al Nistrului, lucru care s-a și întâmplat. Unele voci spun că ar fi vorba de un șantaj energetic pus la cale de Rusia și coordonat cu autoritățile separatiste din regiunea transnistreană. Manifestație uriașă de susținere a poporului ucrainean la Praga. 10.000 de oameni au mărșăluit pe străzi. Prima doamna Ucrainei a intervenit live. Vă arătăm mai multe imagini la știri. La 2 zile după un atac masiv cu drone împotriva flotei ruse la Marea Neagră, rușii au bombardat din nou instalații energetice la Kiev, dar și în alte orașe ucrainene. Unele dintre rachete au fost doborâte de apărare antiaeriană, iar altele și-au atins ținta. Astfel au fost deteriorate 18 obiecte în 10 regiuni. Începând cu ora 7 dimineața, Rusia a efectuat mai multe valuri de atacuri cu rachete asupra unor obiecte de infrastructură esențială din Ucraina. Simultan au fost bombardate mai multe hidrocentrale, printre care și cea de la Novodnestrovsk, care este la o distanță de 1 kilometru de barajul Naslavcea. Aceste imagini ar fi fost filmate de pe teritoriul țării noastre. Au fost lovite obiectele hidrocentrale Dnipro, iar ca urmare, orașul Zaporojie a rămas parțial fără energie electrică. De asemenea, au fost atacate hidrocentralele Kanevskaya și Kremenciug. Peste regiunea Vinița, o rachetă doborâtă a căzut peste obiecte civile. Nu există morți sau răniți. Infrastructura critică a fost avariată și în regiunea Cernăuți din cauza loviturilor aeriene. În regiunea Kiev s-au auzit până la 13 explozii. Deflagrații s-au auzit și în unele cartiere ale capitalei. Mai multe dintre rachete au fost doborâte de apărarea antiaeriană. În urma unui atac cu rachete asupra Kievului, o instalație care furnizează energie electrică la aproximativ 350.000 de apartamente a fost avariată și orașul Harkov a fost lovit de 2 rachete care au vizat o infrastructură critică. Rachetele rusești au fost doborâte în această dimineață la Vinița, Odessa și Lviv. Rușii recunosc că au țintit obiecte de importanță energetică din Ucraina. Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности, воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Din cele peste 50 de rachete lansate astăzi de ruși, aproape 90% au fost doborâte, spune Kievul. Valoarea lor ar fi de peste 570 de milioane de dolari. Річні бюджети на Росії таких міст як Новосибірськ чи Єкатеринбург. Це треті і четверті міста. Rusia a intensificat atacurile cu rachete asupra Ucrainei în ultimele săptămâni, după ce a dat vina pe Kiev pentru explozia care a deteriorat podul Crimeea. Dincolo de războiul efectiv, ONU, Turcia și Ucraina fac presiuni pentru a continua să pună în aplicare acordul privind exportul de grâne prin Marea Neagră. Astăzi, 12 nave au plecat din porturile ucrainene, în ciuda faptului că Rusia a suspendat participarea la acord. Moscova spune că va reveni la discuții abia după ce va afla toate circumstanțele atacului asupra navelor flotei Mării Negre în apele Sevastopolului.
Națiunile Unite, Turcia și Ucraina continuă să pună în aplicare acordul privind cerealele din Marea Neagră. Părțile au convenit asupra circulației a 12 nave din porturile Ucrainei și a 4 către porturile ucrainene, lucru despre care Rusia a fost deja anunțată. În total, 21 de nave cu încărcătură alimentară de aproximativ 700.000 de tone așteaptă permisiunea de a se deplasa în porturile ucrainene și în apele adiacente. Între timp, Uniunea Europeană a cerut Moscovei să-și anuleze decizia de a suspenda acordul privind exporturile ucrainene de cereale. Președintele SUA a calificat această acțiune drept pur scandaloasă. There's no reason for them to do that, and but they're always looking for some rationale to be able to say the reason they're doing something outrageous is because the West made them do it. Moscova și-a suspendat sâmbătă participarea la acordul Mării Negre ca răspuns la ceea ce a numit un atac major cu drone ucrainene asupra flotei sale din Crimeea, anexată de Rusia, precizând că portul din Sevastopol a fost atacat de drone lansate de la bordul unei nave de produse agricole. Kievul spune că Moscova nu face altceva decât să șantajeze lumea cu foamea. Що світ почув? Що нібито хтось із зерновоза запускає дрони. Спочатку вони говорили про бойових птахів, потім про бойових комах, тепер бойове зерно. Пшениця вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну що можна сказати? Реально хворі люди. Але ці хворі люди, а знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи. Ministerul rus al apărării a declarat că a recuperat și analizat epavele dronelor folosite pentru a ataca navele flotei ruse de la Marea Neagră în Crimeea și a stabilit că ucrainenii, sub conducerea reprezentanților britanici, ar fi lovit flota Mării Negre prin culoarul dedicat cerealelor. Un total de aproape 200 de nave sunt blocate ca urmare a deciziei Moscovei. 10.000 de persoane au manifestat în centrul istoric al Pragă, în semn de susținere față de Ucraina. La manifestații au participat cehi și ucraineni care au agitat steagurile Ucrainei, Cehiei, ale NATO și ale Uniunii Europene. Fluturând steaguri ale Cehiei, Statelor Unite, NATO și ale Ucrainei, oamenii și-au exprimat sprijinul pentru țara vecină în războiul împotriva Rusiei. Demonstrația a inclus și o apariție video a primei doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, care a îndemnat oamenii să rămână concentrați asupra ceea ce se întâmplă în țara ei. Ja i miliony Ukraińców vám za tuto podporu dnes děkujeme. Vineri, în capitala Cehiei, a avut loc un meeting alternativ la care participanții au cerut guvernului de centru-dreapta să demisioneze, acuzându-l pe premier că acordă prea multă atenție Ucrainei și își neglijează propriul popor. Prețurile ridicate ale energiei alimentate de războiul din Ucraina au făcut presiune asupra guvernelor din întreaga Europa pentru a atenua costurile crescânde ale energiei pentru consumatori și întreprinderi. Au apărut imagini cu momentul prăbușirii podului din India. Din secvență se vede cum înainte de incident, mai mulți tineri încercau să balanceze podul dintr-o parte în alta, iar la un moment dat structura cedează. Astăzi bilanțul victimelor a crescut. Revenim cu detalii în jurnal. Brazilia are un nou președinte, Luiz Inácio Lula da Silva, a câștigat la scor strâns alegerile prezidențiale în fața rivalului său, Jair Bolsonaro. Socialdemocratul a obținut aproape 51% din voturi, iar contracandidatul său a strâns puțin peste 49%. După ce a mai fost în trecut de două ori președinte, Lula da Silva a declarat că după aceste alegeri, țara sa a revenit pe scena internațională. Deși Bolsonaro, în stil trumpist, a pus la îndoială integritatea alegerilor, rezultatul a fost recunoscut rapid de alți lideri ai lumii, iar Lula da Silva a fost felicitat pentru victorie, inclusiv de unul dintre aliații și prietenii lui Bolsonaro, președintele Vladimir Putin. Coreea de Sud este în doliu după fatidica noapte de sâmbătă, când peste 150 de persoane, majoritatea tineri, au murit la Seul în urma unei busculade. Părinții celor câteva sute de participanți dați dispăruți sunt disperați, iar cei care au scăpat cu viață din mulțimea uriașă de oameni povestesc cu lacrimi în ochi despre ce s-a întâmplat. Mormane de flori au fost depuse pe străzile din Seul, unde sâmbătă noaptea peste 150 de tineri și-au pierdut viața. Printre cei care au venit să se reculeagă a fost și președintele sud-corean împreună cu soția. Cel puțin 154 de persoane au murit sâmbătă seară când mii de oameni s-au înghesuit pe o stradă îngustă în timpul unei sărbători de Halloween.
Printre victime sunt și 21 de străini care veniseră să petreacă primul Halloween fără restricții la Seul după 3 ani de pandemie. And I had to like turn around and I had told the crowd, you can't come this way. People are dying. We didn't know what was happening. Like the music was too loud, but we heard someone screaming. And then someone from around, they said like, there is people dying there. We thought that was a joke. Like we didn't expect something like that happen. The place was really crowded and we couldn't go back. În jur de 100 de mii de oameni se aflau pe străzile cartierului cunoscut pentru viața sa de noapte. Însă la acel moment, în cartier nu se aflau decât 137 de polițiști, au precizat autoritățile din Seul. Președintele țării a cerut o anchetă amănunțită asupra cauzelor busculadei, iar mai mulți experți în siguranță spun că un control corespunzător al mulțimii și al traficului din partea autorităților ar fi putut preveni tragedia. Bilanțul prăbușirii podului din India crește la 141 de persoane. Este vorba despre cadavrele care au fost recuperate, însă foarte probabil bilanțul va crește pe măsură ce operațiunile de căutare continuă. Imaginile dinaintea prăbușirii au arătat un grup de tineri făcând fotografii în timp ce alții încercau să balanceze podul dintr-o parte în alta înainte de a se prăbuși în râu, iar cablurile au cedat. În jur de 400 de persoane se aflau pe pod în momentul dezastrului. Tragedia se întâmplă la doar 4 zile după ce podul fusese redeschis în urma unor reparații. 9 persoane au fost reținute. Podul, cu o lungime de 230 de metri, dat de epoca colonială, fiind construit în secolul al XIX-lea. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În profunzime cu Lorena Bogza. Invitat este ambasadorul Statelor Unite la Chișinău. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022-21-3645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-500. Să aveți o seară frumoasă!